Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Alba Iulia și procurorii DIICOT Hunedoara au efectuat percheziții în municipiul Petroșani într-o cauză în care mai multe persoane sunt bănuite de proxenetism, trafic de minori și constituirea unui grup infracțional organizat. Printre cei vizați se află un profesor universitar și băiatul unui consilier județean. Ce ai făcut? Pentru ce te luat? Ce ai făcut? Din cercetări a rezultat că în perioada iulie-decembrie anul curent, membrii grupării ar fi racolat 5 tinere, dintre care 2 minore, pe care le-ar fi determinat să practice prostituția în mai multe locuri de cazare de pe Valea Jiului. O parte din banii obținuți din activitatea de prostituție ar fi fost însușiți de membrii grupării. Sunteți vinovat? Nu. De ce ai fost adus? De ce v-au adus aici? Ce ați făcut? 15 persoane au fost aduse la sediul DIICOT Hunedoara pentru audieri.